Am putea, cred că începe. La sesiunea de astăzi vom discuta despre mijloacele de asigurare a tranzacțiilor în afaceri și garantarea acestora ca activitate care este premergătoare asigurării respectării obligațiunilor de părți în procesul desfășurării unei activități economice. Deci, astăzi, în detaliu, vom discuta despre mecanismul de asigurare a tranzacțiilor în afaceri, garantarea tranzacțiilor în afaceri și în activitatea bancară, consecințele nerespectării condițiilor de garantare. În urma sesiunii noastre de astăzi, din informația prezentată și experiența mea proprie, noi vom putea defini mai bine activitatea de asigurare a unei activități economice. O secundă, să acceptăm invitații. Bună ziua, Lia! Bună ziua! Vom cunoaște formele de garanție în afaceri și în activitatea bancară. Vom cunoaște mijloacele de asigurare a riscului nerespectării clauzelor contractuale și a angajamentelor asumate și vom cunoaște efectele răspunderii pentru nerespectarea angajamentelor. Deci, ne propunem din start să analizăm accepțiunile sau sensurile noțiunii de asigurare. Deci, toți noi cunoaștem că o activitate de asigurare, în primul rând, se asociază cu activitatea unei companii din domeniul asigurărilor. Aș propune să abordăm această noțiune, acest concept dintr-un alt punct de vedere, și anume ca mijloc de garantare în general a respectării angajamentelor asumate de părțile care se implică într-o activitate de afacere. Astfel, activitatea de asigurare poate fi văzută ca mijloc de protecție împotriva unor pierderi, ca formă de gestionare a riscurilor, ca o entitate care oferă asigurare și este cunoscută ca asigurător sau societate de asigurare, ce am vorbit, adică o persoană juridică care oferă anume cele servicii de asigurare. De asemenea, această activitate de asigurare a tranzacțiilor poate fi văzută și ca formă de garantare a înțelegerilor și asigurare a îndeplinirii sau adeveririi așteptărilor între părțile implicate într-o activitate de afacere, dar și ca mijloc de responsabilizare, deoarece din moment ce fiecare dintre părți sau actorii implicați într-o activitate economică oferă, da, din resursele sau din responsabilitățile proprii reciproc unui altuia, adică asigură o anumită conduită acceptată unanim de părți, careva riscuri se diminuează sau pot fi evitate. Deci există mai multe tipuri și particularități a activității de asigurare și în general a acestui concept în activitatea economică. Deci asigurările pot fi văzute din prismă bancară, adică reprezintă un complex de acțiuni în vederea protejării relației de afaceri cu clientul împotriva daunelor de diversă natură și în scopul minimizării riscurilor de nerespectare clauzelor contractuale și a pagubilor financiare posibile. Din punct de vedere contractual, asigurarea poate fi văzută ca formă de previziune a posibilităților de intervenție a situațiilor de risc care trebuie garantate cu răspundere părților în vederea reducerii impactului negativ, formă care este de regulă perfectată în baza unor norme juridice în relațiile contractuale conform legislației în vigoare cu sau fără persoane fizice, juridice, terțe, cum ar fi, de exemplu, reprezentanții activității notariale, alte
alte companii sau persoane fizice care participă în calitate de garant la încheierea unor sau alte tranzacții banca sau alte forme de participare pentru asigurarea continuității sau siguranței acelei tranzacții. Din punct de vedere reputațional, activitatea de asigurare reprezintă o responsabilitate bazată pe reputație și bună credință a părților la relația de afaceri, precum și pe riscul afectării acestei reputații. Cu toții cunoaștem că într-un mediu de afaceri, la plan mic sau da, la o scară mai largă, oricum informația se răspândește, oamenii între ei comunică, da, și reputația joacă un rol foarte însemnat în acest context, pentru că odată afectată, aceasta nu mai poate fi reparată nici cu aport material, nici cu aport de activitate. Adică se recuperează foarte, foarte greu și putem spune că ne costă afacerea. Din punct de vedere personal, activitatea de asigurare reprezintă răspunderea acelor persoane fizice, în cele din urmă, pentru toate actele încheiate, angajamentele asumate sau daunele cauzate, sub riscul imposibilității desfășurării activității economice curente, în bază căreia își asumă careva responsabilități, sau unei activități economice posibile în viitor, sub riscul de asemenea urmăririi din partea instituțiilor statului, adică odată ne fiind onorate careva obligațiuni, responsabilități, există riscul purtării de răspundere juridică, inclusiv cu implicarea instituțiilor statului, instituțiilor financiare, altor agenți economici, întreprinzători, pentru a recupera acele daune pe care le-a cauzat persoana fizică, ca întreprinzător să fie persoană fizică care gestionează o persoană juridică, adică o activitate economică înregistrată de stat în condițiile legii. Care este influența consecințelor neonorării acelor angajamente asumate în cadrul unei activități economice sau într-o afacere, cum am vorbit, aceste neonorări duc la răspundere materială personală, adică trebuie să cunoaștem că antreprenorul răspunde în cele din urmă nu doar cu patrimoniul acelei firme sau patrimoniul pe care l-a implicat în activitatea de afacere, dar și cu patrimoniul personal, inclusiv cele active personale, bunuri mobile, imobile care sunt înregistrate sau figurează, da, după el în registrele de stat, și pe care poate fi instituită o activitate de urmărire. La fel are loc răspunderea materială solidară a fidejusorilor. Ce este un fidejusor? Este o persoană care, în condițiile legii, garantează pentru noi, pentru antreprenorul în cauză, rambursarea acelor angajamente asumate sau acelor datorii pe care acesta le-a accesat. Ca de exemplu, un banc, în activitatea bancară, fidejusiunea deseori este o condiție obligatorie, adică persoanei care pretinde la un credit, îi se pune condiția tragerii unei rude sau a unei persoane de încredere, pentru ca acesta să răspundă solidar pentru creditul clientului în cauză. Astfel, odată fiind implicate persoane din cercul debitorului sau persoane din cercul antreprenorului, în contextul nostru, această situație, da, acționează ca factor de responsabilizare a clientului, plus la aceasta și ca o garanție suplimentară. Intervine de asemenea răspunderea materială a companiei angajate, deci dacă este vorba despre o activitate în baza unei persoane juridice, unei SRL, unei societăți pe acțiuni sau alte forme organizatorice, implicată și responsabilizată este nu doar persoana fizică, dar și persoana juridică, la fel putând fi ca fidejusor,
în baza unei relații cu banca, dar și ca parte la relațiile contractuale, atunci când poate fi posibil asumarea unor angajamente contractuale. Au loc acțiuni de urmărire a datoriilor sau îndeplinirii obligațiilor asumate din partea organelor statului. Cu toții cunoaștem că odată neîndeplinite obligațiunile în baza unei relații de afaceri, da, perfectate în mod juridic contractual, există posibilitatea apelării la instanțele de drept, adică instanțele judecătorești, care în baza probelor prezentate, adică facturi, contracte, recipise, careva alte tipuri de acte, le pot administra și pot confirma faptul că compania X este datoare companiei Y, nu și-a onorat obligațiile în termen sau în conformitate cu condițiile contractuale, da, pentru care a semnat, și poate institui urmărirea, da, acestor datorii, da, din punct de vedere juridic, prin instituția executării, adică executorii judecătorești. Bună ziua, Marina! Adică, în cele din urmă, executorii judecătorești sunt sau reprezintă anume acea instituție responsabilă de urmărirea acelor datorii sau acelor nerespectări a clauzelor contractuale ce au dus la pagube materiale. De asemenea, are loc afectarea reputației de afaceri sau istoricului creditar. În cele din urmă, reputația de afaceri, cum ți-am spus, reprezintă un factor foarte important care se atinge și se obține în timp prin intermediul bunei credințe, onorării tuturor obligațiilor și respectării tuturor condițiilor contractuale dintre partenerii la afacere, dar și în legătură cu instituțiile financiare. Astfel, vorbim și despre istoricul creditar. Adică dacă o persoană fizică, antreprenor sau juridică a avut careva contracte de credit, nerespectarea acestora duce la înregistrarea anumitor înscrieri, înregistrări sau date privind întârzierea sau neonorarea acestor obligații de credit într-o bază de date care se numește Biroul Istoricului Creditar, și odată înscris în acea bază, ulterior fiind interogate de alte instituții financiare sau instituția financiară la care clientul are datorii. Aceste date sunt vizibile și sunt foarte detaliat descrise. Este clar pentru ce sunt înscrise, contra ce sume sau contra ce obligațiuni creditare sunt acolo figurate și reprezintă catemii pentru refuzul unei relații de afaceri cu acea persoană sau companie. De asemenea, ca consecință a neonorării obligațiilor într-o afacere, poate servi supraîndatorarea sau supraînsărcinarea persoanei fizice și juridice. Supraîndatorarea reprezintă acel element care descrie imposibilitatea sau incapacitatea antreprenorului sau companiei de a onora de plină măsură și la timp plata la credite. Și supraînsărcinarea, la rândul său, reprezintă acea consecință care se materializează prin imposibilitatea companiei sau persoanei fizice antreprenoare de a desfășura activitatea la timp și în deplină măsură. Adică sarcini sunt prea multe, la ele, la executarea lor se întârzie și, prin urmare, companie sau antreprenorul este supraînsărcinat într-un moment anumit de timp și nu reușește să-și îndeplinească promisiunile, angajamentele asumate. Garantarea tranzacțiilor. Activitatea garantare în sine înglobează mai multe subactivități sau acțiuni
Și în special ele au scopul de a diminua probabilitatea intervenției riscurilor într-o activitate de afacere, de a garanta că o parte sau alta nu va fi prejudiciată în urma unui raport de afaceri și aș propune să distingem particularitățile activității de garantare în afaceri și în mediul bancar sau în relație cu o instituție financiară. Deci dacă vorbim despre mediul de afaceri, principalele mijloace de garantare ar putea fi clauzele juridice de garanție, adică în fiecare contract între un client și un furnizor sau între un creditor și un debitor, există clauze prin care, din punct de vedere juridic, se asigură garantarea prejudiciilor posibile în urma neonorării obligațiilor. Aceste clauze, de regulă, sunt sau prevăd acoperirea celor daune posibile în urma neonorărilor și au o bază materială, adică au o esență materială, pentru că în relația de afaceri, da, direct vorbind, da, vorbim despre bani, vorbim despre responsabilități, daune, prejudicii, riscuri. De asemenea, aceste clauze juridice trebuie să acopere intervenția acestor riscuri sau daune materiale. Penalități. Penalitățile sunt acele recompense sau acele acoperiri din contul persoanei care nu și-a onorat obligațiile în favoarea celei în adresa căreia ar fi trebuit să se onoreze, sub forma unui cuantum procentual din suma exprimată în echivalent bănesc, care se calculează în cazul întârzierii la plată, de exemplu, per zi de întârziere, sau în cazul exprimării în mod cantitativ a unor produse sau mărfuri, se exprimă în raport procentual din costul acelor produse sau mărfuri. De asemenea, o formă de garantare în relația de afaceri este gajul sau avansul. Gajul ar reprezenta acel echivalent material pe care o companie în schimbul unor avantaje din partea contra agentului său le obține și cu care garantează executarea obligațiilor, iar avansul ar putea fi acea sumă bănească sau acea cantitate de bunuri exprimată în echivalent bănesc pe care o companie o poate pretinde în schimbul serviciilor sau mărfurilor pe care le va furniza. Astfel, cel care cumpără marfa se asigură că îi vor fi livrate mărfurile sau prestate serviciile realizate lucrările. Iar cel care primește avansul este conștient, devine conștient de seriozitatea intențiilor clientului său și este conștient de faptul că prin primirea, acceptarea avansului deja devine ca participant de plin și responsabil de executarea celor promisiuni sau celor angajamente asumate. La fel, o formă de garantare a tranzacțiilor sunt obligațiunile defavorabile de stabilire a condițiilor colaborării. Ca de exemplu, într-un mediu de afaceri agresiv, în care se dorește obținerea unei exclusivități între două părți, două companii sau doi antreprenori, în ceea ce ține serviciile sau lucrările, mărfurile furnizate unui altuia, în contractele lor de vânzare, cumpărare sau de prestări servicii, de realizarea lucrărilor, pot fi stabilite clauze de așa numită exclusivitate, adică obligațiunea unei părți de a achiziționa mărfuri doar de la partea adversă și invers.
Adică este un schimb reciproc de promisiuni de a nu mai contracta alte bunuri, lucrări sau servicii de la alți concurenți, astfel această relație fiind una de colaborare strânsă și da, cu asumare reciprocă a, așa, într-o formă a fidelității în acea relație de afacere. Iar în mediul bancar, garanțiile la fel privesc partea materială, da, de asigurare a respectării obligațiunilor. O primă formă a acestor mijloace de garantare este gajul, adică în baza unui contract de credit, de regulă, gajul reprezintă acea garanție pe care debitorul o grevează în folosul băncii. Atenție, acel bun de regulă rămâne în proprietatea debitorului, adică clientului, însă în registrele de stat privind evidența acelor bunuri, este impusă o înscriere, o grevare, prin care se specifică cui este grevat acel drept asupra bunului și contra căror sume, în baza căror documente este grevat, adică bunul respectiv, fie acesta un bun imobil în calitate de gaj sau un bun mobil, niște lichidități financiare, da, sunt posibili de a fi înstrăinate, dar deja cu acordul acelei instituții financiare sau bănci. De asemenea, o altă formă de garantare este fidejusiunea personală sau corporativă. Fidejusiunea personală, cum și-am menționat, este acea garanție din partea rudelor, partenerilor, prietenilor, debitorului, adică persoanei care pretinde la credit, de a răspunde în mod solidar pentru rambursarea acelui credit. În mod contrar, acesta își asumă responsabilitatea de a rambursa din cont propriu acel credit în folosul băncii și în, da, în aceeași măsură fiind responsabil ca și debitorul nemijlocit. Iar garanția corporativă reprezintă acea formă de fidejusiune a firmei. Adică dacă creditul este accesat de persoană fizică, dar acesta are o persoană juridică, o firmă înregistrată, firma ar putea să fie fidejusor, garantând rambursarea creditului sau onorarea obligațiilor cu activele sale, care la fel sunt într-un fel pasibile de angajare sau de pretindere din partea instituției financiare. O altă formă de garantare în mediul bancar este obligarea la gestiunea activelor cu acordul instituției bancare. Adică din moment ce o persoană juridică întâmpină careva greutăți în rambursarea creditelor sau acele active care sunt angajate trebuie să fie vândute, înstrăinate, transmise, aceste procese au loc doar cu acordul instituției financiare, asta fiind, da, îndeplinit pentru a monitoriza mersul desfășurării afacerii, modul de gestionare a activelor și a pasivelor întreprinderii, dar și în general, da, monitorizarea afacerii din punct de vedere al intervenției diferitor riscuri financiare. O altă formă de garantare a obligațiilor sau a responsabilităților în relație cu o instituție bancară sau financiară este obligarea la raportare periodică și monitorizare. Odată fiind încheiate contractele de credit, fie de servire a contului curent, în acestea se conțin clauze cu privire la obligarea de raportare periodică instituției bancare sau fie la necesitate, privind situația de afacere a clientului, situația creditară a clientului, dar și despre careva intenții în gestiunea afacerii. Asta se face pentru asigurare în mod reciproc a problemelor ce pot apărea în relație cu banca.
riscurile nerespectării condițiilor sau clauzelor contractuale într-o relație de afaceri. Aici vorbim nu doar despre relația de afaceri, da, pe o piață economică, dar și despre o relație de afaceri cu o instituție bancară ca fiind o formă distinctă a afacerilor. Astfel, în general, în mediul de afaceri sunt sau persistă mai multe riscuri, cum ar fi pierderea sau degradarea reputației proprii, condiții mai drastice la încheierea tranzacțiilor ulterioare, refuzul de a stabili o relație de afacere, ceea ce se întâmplă frecvent cu actori din mediul de afaceri care au reputația proastă, refuzul creditării afacerii din partea instituțiilor bancare sau nebancare, aplicarea penalităților sau altor forme de despăgubire a daunelor aduse în urma nerespectării obligațiunilor contractuale, solicitarea prezentării documentelor adiționale în vederea asigurării respectării angajamentelor și suprandatorarea urmăririi activelor și tranzacțiilor încheiate de către instituțiile financiare și organele statului. Asta la fel este posibil în cazul în care apar pretenții din partea altor companii, altor antreprenori, instituții financiare sau organe ale statului privind activitatea unei firme sau unei afaceri. În cele din urmă, în domeniul bancar, reprezintă la fel mai multe riscuri, care sunt ca urmare a neonorării obligațiunilor contractuale, printre care riscul nerambursării creditelor, riscul suprandatorării clientului, neoficializarea afacerii sau ascunderea activității, ci din activitatea proprie am observat și eu, declarații sau informații necredibile sau false, această activitate sau deja această deviere de la normă fiind posibilă și chiar și de răspundere penală, da? Adică furnizare de informații false sau necredibile față de o instituție financiară sau o instituție a statului. Nevoie de a urmări rambursarea creditelor în mod coercitiv, adică această necesitate apare în urma refuzului de, sau imposibilității de a achita la timp și în deplină măsură da, obligațiunilor creditare. Și instituțiile financiare, bancare sau nebancare, cât și alte firme, alți antreprenori, fiind nevoiți să recurgă la forța, așa numită forță coercitivă a statului, adică organele de poliție, instanțele judecătorești, instituția executorilor judecătorești, companiilor de colectare și alte instituții responsabile de rambursarea acelor sume bănești pe care firma sau persoana fizică antreprenare le-a împrumutat sau sume care au fost, da, reprezintă acele daune cauzate celorlalți actori sau parteneri. Mijloace de asigurare a riscului nerespectării clauzelor contractuale. Cu toate conceptele analizate până la moment, forme de răspundere, riscuri, forme de garantare, trebuie să menționăm faptul că, în general, o activitate de afacere este un proces juridic, este o activitate antreprenorială complexă și poate fi desfășurată doar cu acordul statului și fiind înregistrată oficial de către organele statului, în baza legislației în vigoare, deci reprezintă da, o activitate bazată pe norma juridică sau pe prevederile legislației. Respectiv, încălcarea acestor norme juridice duce la răspundere juridică. Răspundere juridică în sine este de mai multe tipuri, în dependență de gravitatea răspunderii
sau obligațiunilor asumate de către întreprinzător și natura acestora, printre care menționăm răspunderea disciplinară, aceasta se referă la raporturile dintre angajat și angajator, în situații în care angajatul își încalcă repetat obligațiunile de serviciu prin comiterea unor abateri care contravin disciplinei în muncă, deși este vorba despre niște relații sociale mult mai restrânse, însă acestea se întâmplă frecvent în mediul de afaceri, în cazul în care apar anumite neînțelegeri sau încălcări din partea angajatului față de angajator ca fie partea administrației acelei companii, fie ca însăși proprietar sau administrator în general la activității economice. Răspunderea contravențională. Aceasta se declanșează sau are loc în situații în care întreprinzătorul comite fapte prevăzute de legislația contravențională, normele contravenționale, care pot reprezenta un grad de pericol social scăzut. Acestea, de regulă, sunt pasibile de a fi pedepsite prin amenzi, prin desfășurare de anumite activități și alte forme care prevăd răspunderea juridică pentru careva acțiuni ilicite cu un grad mai scăzut de pericol. Răspunderea civilă. Aceasta este cea mai generală și este cuprinsă în toate formele relațiilor de afaceri. Aceasta presupune o răspundere a întreprinzătorului care nu respectă obligațiunile asumate la încheierea unui contract și civilă delictuală ca o formă generală de răspundere și apare între întreprinzătorul care încalcă o normă juridică și organele statului, producând anumite prejudicii persoanelor fizice și juridice care au fost implicate în această relație de afacere. Și cea mai gravă formă a răspunderii juridice este răspunderea penală, care are loc pentru fapte ilicite cu o gravitate mai mare, declarate de lege drept infracțiuni. Adică, din definiție, putem să înțelegem că în mediul de afaceri este posibilă și răspunderea penală pentru faptele sale ilicite și această răspundere penală este posibilă doar în cazul în care acea conduită ilegală a prejudiciat într-o măsură prevăzută de legislație părțile implicate și răspunderea penală deja atrage nu doar implicarea sau răspunderea firmei, dar și a persoanelor fizice, a tuturor actorilor care au fost conectați la acea faptă ilicită, respectiv onorarea deja sau repararea celor prejudicii presupune niște măsuri mai complicate. Din cele menționate, formele enumerate ale răspunderii juridice, deci putem să determinăm o legătură sau etape de bază, dintre care conduita ilicită sau desfășurarea mersul acesteia, paguba materială cauzată în activitatea de afacere, în urma nerespectării obligațiunilor asumate și, în cele din urmă, repararea prejudiciului sau rambursarea acelor pierderi, acelor pagube cauzate. Iar în urma reparării prejudiciului ar putea să existe și sancțiuni legale, pe lângă faptul că prejudiciul a fost reparat acelor părți cărora li s-au adus daune, compania sau administrația acestora în calitate de persoane fizice pot fi încă și sancționate, adică pedepsite adițional pentru gestionarea defectuoasă a companiei sau activității sale. Măsurile posibile care ar putea fi întreprinse pentru neadmiterea situațiilor de conflict în afaceri.
În primul și în primul rând, este nevoie de o monitorizare strictă și cunoaștere detaliată a propriei activități economice, a indicatorilor financiare, a activității și a factorilor de risc care ar putea interveni în procesul desfășurării afacerii. Manifestarea prudenței la stabilirea relațiilor de afaceri și încheierea de contracte cu băncile, clienții, furnizorii, locatorii și prestatorii de servicii, monitorizarea riguroasă a modului de desfășurare a afacerilor curente, comunicarea sau informarea permanentă în general despre întreaga afacere, mediul intern și extern a acesteia, situația pe piață, începând cu cea politică și terminând cu cea demografică. De asemenea, o măsură ar putea fi evaluarea continuă a probabilității de eșuare a colaborării cu clienții, furnizorii, prestatorii de servicii și elaborarea propriilor mecanisme de prevenire și soluționare a asemenea situații, deținerea alternativelor. Trebuie să menționez din propria experiență că întotdeauna stabilind sau planificând o activitate antreprenorială, clienții sau antreprenorii cu experiență, cu diferite deja situații neplăcute în trecut, întotdeauna pun accent pe alternative. Alternative în creditare, alternative în stabilirea relațiilor cu clienții, cu furnizorii, cu prestatorii de servicii. Adică nu admit ca în situații de criză, în situații critice, să le fie afectată activitatea din cauza neonorării responsabilităților unui client, unui prestator sau unui furnizor, astfel fiind pusă la sub lovitură întreaga activitate, plățile la obligațiunile proprii și, în cele din urmă, deja respectarea de către ei înșiși a obligațiunilor față de bănci, ca urmare a clienților săi, a furnizorilor săi, pe de altă parte. O altă măsură de neadmitere a situațiilor de conflict este onorarea obligațiunilor de plată, faptul care trebuie să fie în permanență monitorizat și gestionat. Acesta se referă în special la plăți către furnizori, încasările pentru mărfurile, lucrările și serviciile prestate clienților, achitarea impozitelor și taxelor, instituțiilor statului, plata serviciilor pe care le utilizăm în procesul de comerț, prestării serviciilor sau realizării lucrărilor, achitarea salariilor și a costurilor adiționale specifice activității. Activitatea de planificare este o activitate de bază în activitatea, da, antreprenorială. De la ea de obicei se începe activitatea economică, încă ne fiind implicate careva resurse semnificative sau asumate anumite obligațiuni, planificarea reprezintă acea măsură care este întreprinsă printre primele și are loc cu implicare fie a antreprenorului în mod nemijlocit, fie a echipii care urmează să desfășoare o activitate economică. Totuși, aceasta poate ajuta prin identificarea clară a problemelor și a soluțiilor posibile. Planificarea nu trebuie să fie privită ca un răspuns rigid la toate problemele firmei. Condițiile interne și externe se vor schimba impunând modificări ale direcțiilor de acțiune, iar prin corelarea acestor factori, planul de afaceri va putea fi revizuit, modificat și realizat în mod treptat și cu o corecție periodică. Planificarea pune în evidență calitățile oamenilor implicați în activitatea de afaceri, care efectuează și aplică această activitate de planificare. Bună gestiune a unei activități din punct de vedere al finanțării se referă la cunoașterea posibilităților întreprinzătorilor și a situației firmei proprii, cunoașterea tuturor
alternativelor de finanțare posibile, efectuare de analize periodice pentru a stabili care alternativă se potrivește cel mai bine situației de afaceri și pregătirea necesară a abordării mai multor surse de finanțare. În ceea ce ține de analiza situației de afaceri a unei activități, există mai multe istorii din activitatea mea proprie în domeniul bancar, în care clienții, având nevoie de un audit financiar sau de o analiză complexă a unei afaceri proprii, în loc să recurgă la servicii de audit sau de servicii de analiză a afacerii, puteau... O secundă, să acceptăm. Care clienții, în loc să contracteze careva servicii de audit și să aibă careva costuri adiționale, pur și simplu solicitau din partea unei instituții bancare unui credit, da, pentru afacere, banca analizându-i afacerea, prezentându-i, da, datele în urma desfășurării analizei financiare a afacerii. Acesta obținea informațiile privind punctele slabe a activității sale, da, problemele în ceea ce ține de indicatorii financiari, punctele tare a afacerii sale, astfel beneficiind de acele servicii de audit practic în mod gratis, în cele din urmă refuzând încheierea contractului de credit. Modalități de finanțare sigură. Există două surse de bază a finanțării unei afaceri, dintre care fac parte sursele interne și externe. Cele interne implică factori și resurse din mediul interior a companiei sau a întreprinzătorului, dintre care fac parte. Profitul nerepartizat, care este generat în urma operațiunilor economice și financiare a firmei. Acest profit este acumulat pe perioada anului financiar și poate fi pus la dispoziție administratorului, care îl va distribui fondatorilor firmei. Adică fondatorii, nefiind, dacă aceștia nu sunt și administratori, nefiind implicați direct în gestionarea afacerii, pot avea un profit în plus, care s-a acumulat pe durata anului financiar, sau pot reinvesti înapoi în afacere. Credite de la furnizori sunt acele sume rămase de la dispoziție firmei o anumită perioadă, dacă se amână o plată unei facturi către furnizor. Eu am întâlnit situații în care companie sau întreprindere a beneficiat de împrumuturi chiar din partea clienților, adică clientul, dacă este o persoană juridică cu un nivel, cu un rang înalt de dezvoltare, își poate permite să-și crediteze chiar și furnizorii, asigurând continuitatea activității acestora, asigurând cele produse sau servicii de calitate pe care acestea le achiziționează, iar în cele din urmă, obținând reduceri sau garanții de nemodificare a prețului la produsele sau serviciile achiziționate. O altă formă de finanțare din interior sunt creanțele clienților, care constau din acele sume pe care le poate dispune o firmă dacă încasează mai rapid creanțele de la client sau dacă solicită acestora avansuri. Cu alte cuvinte, creanțele sunt acele datorii față de firmă din partea clienților, care compania, prestatorul sau furnizorul, rolul la căruia deține firma în cauză, le poate solicita într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit interval de timp. Respectiv, le poate solicita sau le poate obține atunci când are nevoie de ele, aceste creanțe fiind la fel chiar și
văzute ca un activ, ca o posibilitate de obținere a unui venit la momentul necesar. Reducerea stocurilor. Reducerea stocurilor la fel presupune lichidarea celor rezerve de mărfuri sau bunuri care se află în proprietatea și gestiunea firmei, pe care le poate transforma în lichidități în formă bănească atunci când are nevoie de asta și într-o anumită durată de timp. Adică le poate lichida deodată sau treptat. Amortizarea. Aceasta reprezintă un mijloc de finanțare intern mai complex, care durează în timp și implică resurse mai complexe din balanța acelei companii și presupune recuperarea valorii activelor imobilizate corporale și necorporale prin includerea în cheltuielile de exploatare a unei părți din valoarea lor. Acestea se acumulează treptat și apoi se folosesc fie pentru achitarea de noi active, fie pentru a finanța activitatea de exploatare. Cu alte cuvinte, atunci când într-o firmă sunt active amortizabile, adică acea tehnică, acele utilaje, unități de transport, utilizarea acestora presupune o amortizare sau implicarea unui grad de uzare. Această amortizare sau grad de uzură este reflectat în bilanțurile contabile și prevede alocarea de către firmă a unor resurse suplimentare în același timp cu amortizarea, adică pe măsura acumulării acelui grad de amortizare, pentru a acoperi învechirea acelei tehnici sau alocarea unor resurse pentru întreținere și reparația suplimentare în privința acelui utilaj sau tehnici sau procurare de utilaj sau tehnică nouă. Cu alte cuvinte, este autofinanțarea acelor active amortizabile de către firmă. Din sursele externe, finanțarea poate avea loc prin capitalurile împrumutate în perioade scurte până la un an, pe perioade medii, între 1 și 5 ani și pe perioade lungi, mai mari de 5 ani. Din avansuri pe care antreprenorul sau firma, persoana juridică, le solicită clienților săi pentru furnizarea celor servicii sau bunuri. Creditarea pentru investiții, la fel, reprezintă o sursă sigură de finanțare, pentru că resursele creditare vor fi îndreptate spre activitatea investițională pentru procurare de active, utilaj, transport, imobile, care va facilita sau va ușura, va îmbunătăți și va eficientiza activitatea economică a firmei. O altă formă externă de finanțare este atragerea de investiții, adică implicarea capitalurilor străine din exterior, care vor fi implicate în activitatea economică și care va atrage și alți participanți în acea activitate economică, fie aceste alte persoane fizice sau alte companii, persoane juridice. Și refinanțarea. Refinanțarea reprezintă acea formă de îmbunătățire a situației financiare în cazul în care o companie sau o persoană fizică dispune de un credit la o instituție financiară, identificând acea posibilitate de refinanțare la o altă instituție financiară, bancară sau nebancară, cu condiții mai bune, poate trece, adică poate solicita de la a doua companie sau instituție bancară un credit, un împrumut pentru acoperirea primie și deja achitării ratelor cele de-a doua instituții, astfel între timp, având fie o perioadă de grație suplimentară, da, timp necesar pentru rambursarea acelui împrumut sau credit, fie
costuri sub formă de dobânzi, comisioane, o mare reducere, ceea ce ar economisi resursele companiei sau antreprenorului persoană fizică. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Aceasta a fost informația pe care am vrut să vă prezint și vă rog dacă aveți careva observații, poate întrebări, neclarități, să le adresați. Mulțumesc frumos! Un life hack cu banca chiar trebuie de însemnat. La solicitare de credit, oricum îți faci audit. Da, da, este o, spunem așa, un life hack, o șmecherie la care apelează de obicei companiile cu activitate complexă, cu situație financiară foarte complexă, a căror auditare va fi foarte costisitoare și va ocupa, va lua foarte mult timp, pe care compania nu l-are de regulă. Poate solicita un credit, iar în urma solicitării deja să obțină datele analizei financiare și să-și cunoască mai bine situația. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă nu mai sunt întrebări, vă doresc un weekend plăcut în continuare și o dispoziție bună. Vă mulțumesc și ne revedem la sesiunile ulterioare. La revedere!